Simona Halep și Toni Iuruc divorțează. Cei doi s-au căsătorit anul trecut, iar în această toamnă ar fi trebuit să aibă petrecerea de nuntă. ProSport scrie în exclusivitate că cei doi au decis să divorțeze la notariat discret. Simona Halep și Toni Iuruc nu vor împărți nimic, aceasta fiind înțelegerea dintre ei din momentul în care s-au cunoscut. Motivul oficial al rupturii ar fi distanța foarte mare dintre ei, cauzată de cariera Simonei Halep. Chiar dacă părinții sportivei au încercat să evite acest lucru, cei doi au mers în această vară într-o vacanță în Grecia, unde lucrurile s-au clarificat, dar în direcția rupturii definitive. Contactat de Fanatic, Toni Iuruc a vorbit, în exclusivitate, despre posibilul divorț de Simona Halep, eveniment anunțat de ProSport. Nu comentez viața noastră privată. Nu divorțez mâine. Nu mai insistați, no comment, a declarat Toni Iuruc, în exclusivitate, pentru Fanatic. Simona Halep și Toni Iuruc s-au cununat civil, anul trecut, pe 15 septembrie, iar acum, pe 13 noiembrie 2022, urma cununia religioasă și nunta. Nunta ar fi trebuit să aibă loc la cazinoul din Sinaia și au fost trimise, din câte se pare, invitații pentru 300 de persoane. Data era aleasă special la finalul sezonului competițional și chiar dacă Halep ajunge la turneul campioanelor, turneul nu încurca planurile Simonei fiindcă e programat în perioada 31 octombrie-7 noiembrie. Naș ar fi trebuit să fie Toni Mihale, bun prieten din copilărie cu Toni Iuruc și Cristina, partenera sa de viață. Familia Mihale derulează afaceri în mai multe domenii, printre altele având și un salon de evenimente sau acțiuni importante la o firmă ce deține un club din Mamaia. Toni Iuruc este un milionar macedon, un tip inteligent, așa îl descriu apropiații, care are mai multe afaceri în România. Acesta deține numai puțin de 6 firme. În 2002, în colaborare cu alți 3 parteneri, a înființat agenția Full Service Adventure care s-a ocupat de prima campanie a lui Sorin Oprescu pentru primăria Capitalei, din 2008. Firma l-a avut client pe ex-edilul Bucureștiului și în următoarele campanii.